Salina Turda este cea mai cunoscută destinație a turiștilor care vizitează localitatea Turda. Această mină datează din secolul al XVII-lea. Exploatarea sării la Turda a fost un element determinant pentru evoluția prosperă a orașului din perioada preromană și până în prezent. Zăcămintele de sare din Transilvania s-au format în urmă cu aproximativ 13 milioane de ani, într-o mare cu adâncime redusă și sub un climat tropical foarte cald. Stratul de sare se întinde pretutindeni în subsolul Transilvaniei, având o grosime de aproape 400 de metri. Interesante sunt și utilajele medievale bine conservate din mină, unice în Europa, cum ar fi fierăria, crivacul, adică un instrument pentru extracția sării, și moara de sare. De asemenea, se pot vedea altarul, cioplit în peretele de sare, și scara bogaților, o scară lucrată filigranat în lemn.